seara! Așa. Bună, bună, bună! Începe să se adune lumea. Facem unghiuțe. Facem unghiuțe în seara asta. Nu am mai intrat de mult și îmi cer scuze că nu am mai intrat live. Mulțumesc pentru inimioare. Mulțumesc că deja v-ați adunat în număr mare. Super, mulțumesc! Sunt tare bucuroasă. Voi face o întreținere la niște unghiuțe. Ele au fost French Glass și eu le fac acum mai scurtuțe, mai simpluțe, să vedeți cât de repede, cât de frumos, cât de rapid se poate face o întreținere pe unghii scurtuțe și cu un design drăguț. Știți că clientele vor nude, da? Și trebuie să acceptăm asta, spunem da, mulțumim. Nu trebuie obligate să vrea mai mult culoare sau nu știu ce, pentru că într-un preț da, de bază rubber cu Apex putem să facem și un design spectaculos într-un timp scurt și să ne salveze de consum de produse sau consum de timp, da, am putea face chiar două manicuri într-un singur timp. Wow, ce mă bucur, ce mulți sunteți! Am să mai intru aici! E tare fain aici la voi! Ce vreau să zic ca să nu uit și să rămân aici este că în luna iulie, la începutul lunii, voi avea un curs de bază la București, 3-7 iulie, și un curs de bază la Brașov, pe 10-14 iulie. Am primit o grămadă de întrebări despre dacă cursul este acreditat. Da, este acreditat, dar prețul diferă. Voi puteți să achiziționați cursul de bază cu diplomă de participare la prețul de 2000 de RON, iar dacă doriți acreditare, costă în plus 400 de RON. Da? Este cel mai mic preț de pe piață, zice eu. Vreau ca informația să ajungă la cât mai multă lume. Eu mi-amintesc de începuturile mele, când efectiv, na, la început trebuie să-ți cumperi și produse și aparatură și de toate și nu ai cu ce, da? Să mai dai și 3000 de lei pe un curs sau poate chiar mai mult. Și încă ceva. La cursul de bază aveți gratuit, cadou vă dau un curs online în care vă explic pas cu pas ce trebuie să faceți după curs, da? La curs învățăm despre tehnică, învățăm despre materiale, ustensile, toate tehnicile, unele unghii problematice poate sunt, da? La cursul de bază învățăm lucrurile astea. Vă învăț și despre promovare și cum să faceți poze și așa mai departe. Dar ce faceți după curs? Bineînțeles, vă sunt alături și după curs, îmi trimiteți lucrări, vă îndrum cât de mult pot. Să zicem că ați ajuns la un nivel la care faceți manicuri frumoase. Dar ce faceți? Da? Acum se cere să ai o firmă. Da? După cursul de bază nu știi ce firmă să-ți faci, sau poate vrei să deschizi un salon, cum să deschizi salon, ce acte trebuie și așa mai departe. Eu am făcut un curs online special pentru ceea ce trebuie voi să faceți după cursul de bază, da? Toată această birocrație, toate aceste acte care vă trebuie pentru firme, SRL, PFA, deschidere salon, tot, toate informațiile le aveți în acel curs pe care eu îl ofer cadou fetelor care vin la cursul de bază. Plus multe, multe lucruri despre cum să ne comportăm cu clientele,
bolile care pot apărea, lifting, aderență, probleme, toate problemele pe care le puteți întâlni în salon, le aveți în acel curs. Cursul a fost inițial susținut pe 3 zile, deci a fost un curs foarte, foarte complex. El este înregistrat și eu îl ofer cadou pentru ca... pentru ca voi chiar să reușiți, pentru că îmi doresc să reușiți, da? Bună, ce recomanzi pentru alergie? Recomand o pauză totală de cel puțin 6 luni de zile, pentru că corpul își revine singur, da? Apoi să nu mai pui niciun produs tehnic pe piele sau cine îți face unghiile să nu îți pună sub nicio formă produs pe piele. Și sunt, bineînțeles, și baze bio, produse bio, da? Acesta, de exemplu, este de la firma asta. Bio Sculpture se numește firma. Sunt și chestii mai puțin agresive cu unghiuțele. Dar... fă o pauză. Pe în canalul de YouTube găsiți informații și despre aceste lucruri. Bineînțeles, pe canalul de YouTube găsiți 280 de videouri în care vorbesc despre fel și fel de lucruri. Mihaela Pietreanu. Întorc camera și mă apuc de treabă, da? Dacă mai aveți întrebări, le aștept sau scrieți-mi și eu vă voi răspunde. Ia să văd cum întorc eu camera, dacă mai țin minte. Așa. Am ținut minte. Super, vă mulțumesc aici pentru inimioare. Așa. Așa arătau unghiuțele. Ea le-a scurtat, a scurtat frenciul pentru că sunt crescute. Le-am curățat, am dat materialul jos, am curățat și cuticula. Am răsat o unghiuță pentru voi să vedeți cap-coadă cum realizez îndepărtarea materialului și... curățarea cuticulei, apoi vom aplica o bază drăguță și vom face un design foarte, foarte drăguț. Da? Produsele cu care voi lucra în mare sunt produse care nu mai sunt, din păcate, pe piața din România. Dar... am găsit o firmă multibrand care îmi place foarte mult, Creative Nails. Acolo eu vă recomand să... să comandați tot ce aveți nevoie de la ei, pentru că sunt tare, tare fain. Bun, dacă sunt întrebări, îmi spui tu, te rog? Da. Bine. Marie Constantin se întreabă în ce zonă din București privați cursul. În sectorul 1, Emanuel Porumbaru, aviatorilor, da? Îndepărtăm, da. Mai întâi scurtăm, nu are rost să ne chinuim. Să îndepărtăm un material de pe unghie lungă, dacă noi știm că o vrem... scurtă, da? De fiecare dată trebuie să măsurați, da? Lăsați cu 2 mm mai lung decât clienta își dorește unghiuța la final, da? Așa este, perfect, ok? Măsurăm. Inelar mijlociu arătător trebuie să fie aceeași lungime, degetul mic cu jumătate pătrățică mai scurt și degetul mare cu jumătate pătrățică mai lung pe șablon. Și acum
Îndepărtăm. Ia să vedem, ca să văd eu mai bine ce fac aici. Opa! Cât costă un curs de perfecționare? Detalii găsiți, este 1500 de roni, 3 zile, dar eu am și site, da? mihaelapietreanu.ro. Dacă vrei să scrii și tu acolo un mesaj, mihaela-pietreanu.ro. Și acolo găsiți și cursuri online, am 8 cursuri online, am cursuri de perfecționare, dacă vă interesează mai mult ce fac, găsiți chiar aici pe pagina tot felul de reel-uri, videouri, poze cu ceea ce fac cursanții mei. Mulțumesc! Oh, scuze că am ieșit din... Să nu mai ies, da? Când îndepărtăm materialul, vedeți, folosesc acest capăt de freză conic, abrazivitate verde, pe mijloc el are striații mai mari și cu partea din mijloc îndepărtez porțiunea din mijloc, unde știu că este zona apexului, deci am cantitate mai mare de produs. Magda întreabă ce tip de întreținere face pe aici. Fac o întreținere clasică cu o josemi permanentă cu bază rubber și design. Alina vrea să știe unde caută cursurile tale. Pe site le-a lăsat cum ești pe TikTok? Mihaela le-a lăsat acolo, a lăsat site-ul meu, da? mihaelapietreanu.ro. Pe Facebook, pe Instagram mă găsiți Mihaela Pietreanu. Sau cum puteți scrie și vă răspund, indiferent ce întrebări aveți. Îmi puteți scrie pe WhatsApp. Găsiți numărul meu de telefon și pe site. Așa, am îndepărtat materialul, da? Îndepărtăm materialul în proporție de 80% pentru a vedea dacă avem lifting, dacă unghia și-a schimbat culoarea, da? Trebuie să îndepărtăm, nu lăsați niciodată material mult pe unghiuță. După ce am îndepărtat, dăm formă, da? Și, bineînțeles, le măsurăm. Da, această unghiuță are, vedeți, aproape 5 și aceasta trebuie să aibă aproape 5 și are mai mult, scurtăm până, da, dacă este pătrat, scurtăm cu pila dreaptă, unghi de 90 de grade. Mai scurtăm, din aproape în aproape. Ok, desprăfuim. Perfect. Finisăm suprafața. Facem tehnica fără pilire. Vă voi arăta cum facem blicul. Da? Ce trebuie să avem în privire în... Ce trebuie să luăm în considerare atunci când realizăm un blic corect, la ce trebuie să ne uităm, care este blicul incorrect. Tehnica fără pilire vă ajută foarte mult în scurtarea timpului de lucru, dar această tehnică nu poate fi realizată dacă avem denivelări pe unghie.
De aceea aducem unghia într-o stare foarte, foarte bună, da, totul să fie nivelat, corect, pentru că pe urmă nu mai pilim, da? Da? Orice nivelare, orice șans, ne va trage produsul în șanțul respectiv. Aici am o mică grosime pe care o voi pili cu freza. Cu grijă, da? Viteza frezei este de 20.000 de rotații pe minut. Luăm feliuțe. Da? Aici, ca să nu ricoșeze, intru oblic. Aceste lucruri par foarte ușoare, dar dacă nu ați mai lucrat cu freza, eu vă sugerez să nu o faceți, pentru că poate fi periculos. Ne asigurăm că pereții laterali sunt drepți, totul este perfect. Desprind cuticula. Cu capul de freză Only Clean, care mie îmi place foarte, foarte mult. Mai folosesc și pusherul, dar acest capăt de freză îl folosesc pe Farward. Uitați această membrană de pe unghiuță, da? Eu această membrană o curăț cu acest capăt de freză în timp ce desprind. Dacă aș folosi pusherul, această membrană aș fi nevoită să o împing, da? Sub cuticulă. Dar Ana, îți mulțumesc tare mult pentru ajutor. Te pup, te îmbrățișez, mi-e dor de tine. Oh, am ieșit din cadru, mă scuzați. Periuța ar trebui să stea așa, pe inelar. Să-mi spui dacă mai ies, dar ies târziu după ce... Întârziere puțin la mine. Da, că e întârziere, da. Capul de freză flacără roșie. Acesta este diametru 2.1. Găsiți foarte, foarte faine și bune pe Anet Nail sau pe Creativ, da? Tare bucuroasă că vă pot recomanda. Și cursurile, fetele care vin la cursul de bază au și o reducere de 10% pe Creativ. Așa. Hai să îndepărtăm. Curățăm și cuticula, da? Capul de freză îndreptat mult spre partea în care lucrăm. Când ajungem în sinus, puțin rotim spre masă. Eu aici am o cuticulă foarte sensibilă, cu toate că nu ați zice. Am schimbat sensul de mers și... Da? După curbura cuticulei, vedeți, capul de freză urmează frezei mele. Aici, în lateral, freza în exterior și cu burtica curăț lateralele. Desprăfuim mereu, ne uităm dacă mai este ceva de curățat. Și tăiem.
place să umezesc ușor înainte de a tăia cuticula pentru a nu crăpa. În general, recomand să folosiți cuticle remover dacă este o cuticulă uscată. Aici nu este. După ce am folosit cuticle remover, șterg foarte bine cu șervețel umed. Apoi voi și degresa. Să curățăm un pic praful. Pentru că nu mai am nimic de pilit. Așa, se vede mai bine. Haideți să ne apucăm să tăiem. Începem de sub sinusul drept, cotul lipit de corp. După ce am ieșit din sinus, lama trebuie să stea perpendiculară cu faldul. Deja ridic cotul, înaintez 1 mm, deschid lama forfecuței 1 mm. Am spus că este sensibilă această cuticulă. Când vedeți că este atât de moale, când vedeți că are vascularizare aproape, nu tăiați foarte mult, mai bine, mai puțin, decât să dea sângele, da? Mai bine mai lăsăm acolo un pic de cuticulă, nu se supără nimeni, dar dacă rănim, se va supăra clientica, da? Bun. Următorul pas este să degresăm cu cleaner și voi degresa toate unghiuțele pentru că între timp probabil s-au mai atins și voi pune bază pe toate. Dăm cealaltă mânuță. Dacă mai aveți întrebări, să știți că vă răspund cu drag. Ce drăguțe sunt! Voi aplica soluțiile de pregătire. Da, nail prep, nail bonder și bază. Nail prep. Acesta este singurul produs care poate fi aplicat și pe piele. El curăță foarte bine praful dacă este pe unghie. Dăm cealaltă mână. Da? Deshidratează și dezinfectează placa unghială. O deshidratează controlat, atâta cât să facă aderență bună, să nu mai existe niciun pic de grăsime pe unghiuță. Nail bonder aplicăm foarte, foarte puțin. O simplă înmuiere în sticluță ajunge pentru 5 unghiuțe. Aplicăm doar pe unghia naturală și lăsăm să se usuce la aer timp de 1 minut. Roxy ar vrea să știe dacă pe unghie flexibilă trebuie gel mai flexibil și pe unghii dure mai dur sau invers. Pe unghii flexibile, da, trebuie material flexibil, da? Folosim acrigel, folosim bază rubber. Cea mai bună rezistență este între o combinație între
bază rubă la cuticulă și acrigel pe vârf. Dacă avem unghii dure, putem să folosim orice tip de material. Pe unghii dure putem să facem orice tip de manicură. Unghiile dure de obicei sunt unghiile convexe, unghiile subțiri sunt unghiile trapezoidale sau unghiile agresate. Este posibil să avem lifting dacă nu așteptăm un minut pentru primer să se usuce? Da. Este primul și dacă aplicați în strat gros, da? Sau dacă primerul este... Dacă primerul, el nu trebuie să folosiți aici, dacă rămâne pe fundul sticluței, nu mai trebuie folosit, da? Este prima cauză pentru lifting. Voi aplica această bază, v-am spus, o bază bio. Prevenim arsurile chimice și alergiile, da? Aplicăm o picăturică pe care o vom uniformiza cu pensula de gel pentru a ne asigura că nu atingem pielea și că este aplicată peste tot. Am lucrat, am făcut unghiuțe în jur de 10 ani de zile și nu am avut nicio problemă, nicio clientă nu a avut probleme cu alergii, cu arsuri, cu... Pentru că nu am atins pielea, da? De cel mai rău caz să rănești cuticula și apoi să mai pui și acolo să scurgă culoare sau ceva. Marie Constantin spune că te iubește pentru calmul și amabilitatea de care dai dovadă. Mulțumesc! Pune lampă, așa, un minut. Această bază trebuie ținută un minut, dar de obicei alte baze sunt, se polimerizează la 30 de secunde, dar asta... Roxy spune că lucrezi atât de frumos, te explici ca nimeni alta și cu așa calm. Mulțumesc mult, te urmăresc pe YouTube. Ah, super, mersi, Roxy. Nu știu, ne cunoaștem? Ai fost la cursuri? Dacă nu, te aștept să ne cunoaștem, să socializăm. Să știți că pierdeți foarte mult timp tot amânând lucrurile. Spun asta din experiență. Mi s-a întâmplat un lucru tare interesant. Eu care tot spuneam fetelor, haideți fetelor, nu pierdeți vremea, uite, puteți să faceți asta și asta și asta. Și m-am trezit că mi-am dorit să fac caligrafie de foarte mulți ani. Cred că de mică am avut un complex că nu scriu frumos și pe urmă m-am făcut mare, nu m-a mai interesat atât de mult cum scriu, dar îmi plac foarte mult filmele de epocă, îmi place stilul ăla pe care îl aveau oamenii pe vremuri, femeile cu eleganța lor și să-ți trimită o scrisoare frumoasă și am cumpărat curs online de caligrafie, pe care nu l-am deschis 2 ani de zile. Și pe urmă am mai cumpărat același curs online, dar live. Și am zis că de data asta nu mi mai dau eu mie posibilitatea de a fugi, da? De a fugi. Și pentru că avem 5 lecții, una pe săptămână, live, și între lecții avem teme, asta mă obligă să-mi fac temele și să ajung în sfârșit să scriu și eu caligrafic foarte, foarte fain. Și chiar mă gândeam la un curs de bază online, live, să fac exact același... Eu am cursul online de bază, dar... Da, nimeni nu urmărește pe nimeni. Dacă fetele îmi trimit lucrări, foarte bine. Dacă nu, nu.
ce părere ați avea? Credeți că ar fi fain așa să facem un curs de bază online, care în timp de o săptămână să-mi trimiteți lucrări, eu să le verific, să vorbim pe ele? Cred că ar fi mult mai eficient. Roxy spune că a învățat foarte multe lucruri de la tine după YouTube și că ea de-abia a făcut cursul de bază, mai așteaptă puțin pentru perfecționare, să mai exerseze pe ce a învățat. Uh-huh. Iar Larisa te întreabă unde ai realizat protecția de masă cu sigla ta. A, este un băiat la Iași. Cum se numește? Exclusiv, cred. Exclusiv. Căutați pe net. Marian și nu mai știu cum. Pe Instagram, dacă căutați, găsiți. Roxy zice că ar fi super să faci un curs de bază online. Da, v-am spus, eu am, dar live mi se pare foarte fain că te obligă să îți faci treaba. Pe mine m-a obligat să-mi fac treaba și chiar mi-a plăcut ideea. Deci am stat, efectiv am stat și azi și ieri și mi-am făcut temele. Vă dați seama, sunt mai multe fete în grupă și cum ar fi să fiu numai eu cea care nu face sau avem chestia asta. Și sunt sigură că la finalul acestei luni eu voi ști să scriu caligrafic și se poate face și o meserie din asta. Bun, scoate mânuța aia, dă-mi-o. Ok, hai să începem. Vom face, da, Apex din bază Rubber, Soft Nude de la Her, o culoare foarte faină, nude, superbă. Să vă învăț cum să faceți blic, da? Tehnica fără pilire. Împingem cuticula și aplicăm. Strat de alunecare mai întâi, strat subțire. Nu atingem pielea, întoarcem mâna și ne asigurăm că avem produs peste tot. Acest strat de alunecare ne va trage după el următorul strat. Bula de produs o luăm în funcție de mărimea unghiuței. Pensula trebuie să stea culcată. Împingem spre cuticulă. Și plimbăm bula stânga-dreapta fără să apăsăm în produs. Pe mijloc am nevoie de puțin produs. Apoi cu o pensulă subțire ajut produsul să se ducă pe laterale. Dacă această lumină este șerpuită, înseamnă că produsul are denivelări, da? Dacă ea curge frumos de sus până jos, înseamnă că produsul meu este așezat corect. Și asta este, da? Fără să-l ating foarte mult. În zona cuticulei, dacă mai avem spațiu, putem cu pensula subțirică să nivelăm și întoarcem. Ia să vedem. Să vă arăt. Da, degetul drept paralel cu masa. Dacă avem cumva grosime pe vârf, ridicăm vârful și produsul se va duce de la sine pe mijlocul unghii, acolo unde trebuie să am apexul. Hai, întoarcem. Și ia, uitați ce frumos, ce culoare frumoasă. Aici, în lateral, un pic mai adaug produs. Da? Dacă aveți nevoie de asta, adăugați. Luați o picăturică. Puneți. Jo întreabă dacă este întreținere. Da, întreținere.
Veți găsi videoul pe YouTube, Mihaela Pietreanu, alături de încă 280 de videouri, cred că am, deja, filmate. Înainte să băgăm în lampă, mai întoarcem 3 secunde. 1, 2, 3. Și clienta bagă în lampă și scoate la fiecare 3 secunde, da? Pentru ca să nu riște arsura termică, da? Avem tot felul de probleme cu arsură. Mulțumesc, Vali. Arsură termică, arsură chimică, da? Și alergii. E multă, multă... E multă durere, pentru că aceste persoane nu își mai pot face unghiile. Cel puțin jumătate de an sau câteva luni de zile. În jumătate de an se reface o unghie bolnavă, da? Sau în cazul alergiilor, nu se mai reface. Mai niciodată. Și atunci... Dar cred că cel mai mult se datorează fetelor care lucrează fără cursuri sau fac niște cursuri nepotrivite. Măi, măi, măi. După că ești rece la mâini. Ți-e fric? Nu. Și tot așa... Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. În timp ce lucrez, eu vă răspund. Dacă nu, stați atente și uitați-vă la mișcările mele. Știți voi, meseria se fură, dar trebuie să exersați foarte, foarte mult. Foarte faine aceste baze. Efectiv, se lucrează singure. Întoarcem mâna. Și tot așa. Sper să nu vă plictisesc, rămâneți până la final, pentru că am un design fain să vă arăt. Cireșica de pe tort. Ia să vedem blicul, da? Se plimbe frumos de sus până jos. Lampă. Să nu uiți să scoți, da? Superbă culoare. Superbă. Am văzut că cei de la Her acum au niște produse HEMA free și fără acid și fără HEMA. Deci eu ne aștept să le încerc, pentru că efectiv nu mai vreau să mai aud de produse foarte agresive cu unghiile. Nu vă bucurați că produsul rezistă foarte mult pe unghii. Niște produse care rezistă mai mult de 3 săptămâni pe unghii au poate în ele o cantitate foarte mare de acid, care efectiv mănâncă din unghie, da? O subțiază. Și vă treziți după câteva luni de zile că nu vă mai ține nimic. Nu mai lucrez cu nailish? Ba da, mai am produse nailish, lucrez cu ele,
Nailies nu mai este pe piața din România. A întrebat cineva? Da, tot rog. Nailies nu mai este pe piața din România. Este doar în Belgia și Franța. Dar eu încă mai am produse de la ei. Da, vedeți? Dacă se întrerupe, înseamnă că aici este o denivelare, da? El trebuie să curgă frumos de sus până jos. Nu trebuie să avem grosime pe vârf, mai întoarcem un pic și avem răbdare. Ia uitați ce frumos. Superb. Cele 3 secunde. De ce întorc 3 secunde înainte? Să bag în lampă, pentru că în lampă el se încălzește și mai curge, da? Bag în lampă și să scoți neapărat. Plus că scoate, da? Scoțând mâna din lampă, produsul poate să mai... să se scurgă, da? Împingem cuticula, ne asigurăm că este curat aici și nu ne trage produsul. Și un fir de păr, de praf, poate să ne tragă produsul. De asta e foarte important să avem cuticula făcută impecabil. Trebuie să învățați să faceți cuticula impecabilă, să nu răniți, să-i oferiți timp. Da? Dacă am o cuticulă impecabilă, nu risc să mi se scurgă produsul, deci nu risc alergii. Dacă nu am o cuticulă impecabilă, risc să... se scurgă produsul și să fac să-mi nenorocesc clienta pe românește. De el n-a ieșit acolo? Ia, stai așa. Ai ieșit? Ai ieșit, dar nu știu, înțeles. Intră la lumină aici. Da, dacă este tremurat blicul nostru, ne arată că e puțin produs, da? Și dacă este puțin, ce facem? Mai adăugăm, da? Și lăsăm pentru că el se autonivelează, da? Trebuie să aveți foarte mare răbdare dacă vreți să faceți această meserie. Întoarcem. Nu aveți întrebări, nu? Da. Apexul trebuie să fie aici, pe jumătatea unghii, da? Superb. Superb. Hai, lampa și să scoți, da? Facem reclamă la Rafaelo. Ok, hai.
dau mâna cealaltă, da? Ce mult îmi place cum filmează iPhone 11 fetelor pentru poze, pentru reel-uri, pentru ce vreți. Focusează tare, tare fain. Iau un fir de produs pe care îl plimb stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și cu pensula liner trag firișoare. Efectiv, ajut cu produsul. El, dacă aștept, el se duce peste tot, da? Pe stratul de alunecare. Dar mai greu și atunci mă ajut de pensulică. Ok. Ce frumoasă e această bază. Îți place? Nici nu te-am întrebat. Și efectiv așteptăm cu vârful ușor îndreptat în sus. Putem să și dirijăm ușor produsul dinspre cuticulă, spre mijloc, dinspre vârf, spre mijloc. Denisa te întreabă ce curs este recomandat să facă online sau în realitate? Cel mai bine este în realitate, bineînțeles. Dar nu știu, dacă îți place neapărat un trainer anume și nu ajungi la el, poți să faci și online. Doar să te ții de el. Nu știu dacă era aici când am povestit că chiar eu nu m-am ținut. 2 ani de zile am luat un curs și nu l-am deschis. Un curs de caligrafie, vorbeam mai devreme. Până când l-am mai luat odată și este live, da? Deci mă vede omul acolo, trebuie să lucrez, da? Și plus că am teme pentru acasă, e altceva. Vreau să fac și eu așa un curs de bază pentru voi. Live. Cred că ar fi de ajutor. A, și încă ceva, chiar postasem pe Instagram. Apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, ați face bine să o faceți, că acolo la story mă cunoașteți mai bine și vedeți ce mai fac și în afară de unghiuțe. Povesteam despre cât de important este să rezonezi cu trainerul. Da? Eu pe doamna asta care predă caligrafie din Brașov, caligrafie cu Delia, zici că o cunosc dintotdeauna, vorbim aceeași limbă și informația intră altfel, da? Când rezonez cu trainerul. De asta e bine să mergeți la persoane cu care rezonați, nu acolo unde se duce toată lumea, vă duceți și voi ca oile, sunt câte 10 în grupă și nimeni nu are timp pentru voi. Cum ar trebui, da? Acum nu zic că eu fac grupe mici de fete pentru a mă putea ocupa de fiecare în parte cum trebuie. Asta văd că se nivelează mai greu. Nu-i nimic, avem răbdare și cu ea. Uhum.
Da, are ea ceva. Nu vrea. Da, vedeți? E denivelare pe vârf. Da? Se oprește acolo plicul. Mi arată că e puțin, da? Și atunci o să mai pun un pic de produs. Și așteptăm. Asta e cu tehnica asta fără pilire. Nu pilim, dar oricum ne ia timp să se autoniveleze acest produs. Hai, facem. Dacă mi-ați mai pune întrebări, am trece timpul mai ușor. Vedeți? Doar ce am așteptat și s-a nivelat. Cele 3 secunde. Milisa spune că ea a făcut cu tine curs online, dar nu contează dacă e online sau în realitate, contează mult să ai. Contează să exersați, da? Și da, să ai curs, dar nu. Elena, de-abia a intrat, te întreabă ce gel folosești. Folosesc această bază de la Her. Soft Nude. O pun aici să o vedeți. Melissa zice că e nevoie de îndemânare și cliente. E nevoie de exercițiu. Exersați, faceți un curs bun. Pe urmă mai faceți unul, da? Nu rămâneți la un curs. Eu am peste 100 de cursuri. Și vă zic că această meserie nu necesită talent. Necesită muncă. Elena zice că ai o voce caldă și plăcută. Da, mulțumesc. Da, vedeți câte răbdare? Da, și răbdare vă trebuie la această meserie. Și să vă placă. Dacă nu vă place și dacă faceți doar pentru că ați văzut că cutărică face bani, nu o să faceți bani. Nu o să vină clientele la voi. Nu o să le atrageți. Depinde din ce energie faceți ceea ce faceți. Se vede dacă faci un lucru cu dragoste sau dacă vrei asta să te îmbogățești peste noapte. Și oricum, de la un curs de bază până la avea cliente, e un an de zile de muncă și perseverență și promovare și cheltuială și... Da, vă luați un an de zile... Nu vă așteptați să fie ușor, să vă iasă din prima. Pentru că vă veți dezamăgi. O să vedeți că nu vă iasă imediat după curs și o să vă dezamăgiți. Ce frumos e blicul. În prima zi a cursului de bază învățăm să realizăm acest blic perfect. În a doua zi șablon. A doua zi, pătrat cu șablon, să bați, dar să nu uiți să scoți, da? În
învățăm să punem șablon, învățăm să realizăm French. Da, nu... Nu ne lăsăm de French. A treia zi a cursului de bază, din nou șablon, da? De data asta pe forma oval. În a doua zi facem pătrat. A treia zi oval cu șablon și mai facem aplicarea culorii. A patra și a cincea zi este despre tipsuri reutilizabile. În ultima zi facem întreținere și forma slim. Am grijă să lucrați cu majoritatea produselor, deci se lucrează cu gel autonivelant, cu bază rubber, cu acrigel și cu gel mus. Cu geleu nu aveți de ce, pentru că geleu se lucrează greu. Eu îl folosesc doar la unghii extreme. Așa, întoarcem. Poate credeți că nu mai aveți nevoie de șablon pentru că aveți tipsurile reutilizabile. Eu vă zic că nu puteți să faceți, de exemplu, dacă aveți unghii roase și puneți tips reutilizabil, puteți să creați alergii, da? Pentru că produsul va atinge patul unghial efectiv și faldul distal. Pentru unghii trapezoidale, late, da? Fac cu falduri pronunțate, tipsul va scoate produsul și vă va fi foarte greu să realizați cu tipsuri reutilizabile multe din manicuri, da? Am cursuri online și despre aceste unghii problematice, da? Pentru că nu ne vin cliente numai cu unghii frumoase, să-i punem un tips reutilizabil, să facem un slim și aia e. Ne vin cliente cu tot felul de probleme. Dar mai ales cu unghii roase. Și atunci trebuie să știm să punem șablon. Plus că poate vreți pe viitor să faceți... nu știu, migdală rusească sau tot felul de forme extreme. Cum le faceți fără șablon? Cristina ar vrea să îi recomanzi niște geluri. Depinde pentru ce trebuie, Cristina. Lucrez de obicei cu gel autonivelant, știi să lucrez, nu știu ce fel de geluri îți trebuie, pentru că în funcție de ceea ce lucrezi. Și în funcție de ce unghi ai, trebuie să folosești. Dar nu poți să-ți iei un gel și îl folosești pe toate tipurile de unghii. În funcție de unghie, folosești orzesemi, gel autonivelant, acrigel sau combinație de acrigel cu Apex din bază rubber, da? Zice pentru geli, dar nu știu ce înseamnă. Pentru ce? Pentru geli. Pentru geli? Păi nu înțeleg. Mai formulează încă o dată. Poate ți-a scris autocorectul. Cât e ceasul? Ah, 9. Ok. Vali spune că la cursul tău de o zi am învățat foarte multe. Mulțumesc din suflet. Super, drag. Mă bucur.
Acum depinde și de voi. Informația este, este peste tot. Uite, este și gratuit acum. Dar depinde de voi dacă o puneți în practică, dacă exersați. Și clientele, e greu cu clientele. Păi e greu cu clientele pentru că rar găsesc și ele pe cineva care să le facă unghii ca lumea. Sunt multe fete care fac unghii, dar fac unghii toate la fel. Foarte rar se diferențiază cineva. Alina te întreabă când se recomandă rubărul, pe unghia flexibilă sau pe cea casantă? Păi și pe una și pe alta. Dar el, pur și simplu, doar bază rubăr, nu. Bază rubăr, doar bază rubăr se recomandă pe unghii naturale, sănătoase, groase. Toate lucrurile astea cu lux de amănunte vi le spun la cursul de bază. Exact. Pe ce tip de unghie, pentru că clienta nu e ok să vină și să spună vreau o jesemie cu Apex sau vreau gel. Tu îi faci în funcție de ce unghiuță are ea. Dar trebuie să stăpânești toate lucrurile astea. Ca să ai încredere să-i spui ce și cum. Și ea să te creadă pe cuvânt. Ce nuanță e baza? Soft nude. Hai. Să nu uiți să scoți, da? Alina te întreabă ce gel Milky White îmi recomand să fie puțin mai pigmentat. Eu am lucrat foarte mulți ani cu cel de la Nailish. Dar, din păcate, nu se mai fabrică. Am văzut că recomanda cineva gelurile de la Tania Povenskaya. Milky White. Chiar se vedea foarte fain. Acum eu am, încă mai am de la Nailish, dar ei nu se mai găsesc pe piața din România. Dacă sunteți din Franța sau Belgia, le găsiți în partea aia. Ușor, ușor voi testa și alte firme. Acum deocamdată nu știu ce să vă zic, dar testați. Ce e bun pentru o persoană poate să fie nepotrivit pentru alta. Pentru că aceste geluri contează foarte mult cum se nivelează. Și dacă nu te înțelegi cu el la textură, pentru tine o să fie, nu o să fie bun, pentru cineva o să fie bun. Sunt mai ales și bazele astea, rubber sau gelurile autonivelante. Am zice că se va închide. Live-ul.
știu, live-ul se va închide în 4 minute. Am detectat... Nu înțeleg. Nu știu, mi-apar niște piese, puzzle. Da, și Roxy spune că poate ai un puzzle de făcut. Dar de ce? Eu și TikTok-ul. Da, gata. Ah, ce chestie. Am făcut, da. Mersi, fetelor. Au băgat un puzzle să nu mai pună lumea video înregistrat. Fă puzzle-ul. Am făcut, da. Nu știam că există așa ceva. Super, mai avem o unghiuță și facem model, da? Ați învățat, fetelor, ce e cu... Baza rubber? O folosiți? Mai ales persoanele care știu cum se numește. Spellul în engleză. Ioana. Bună, Mihaela, te îmbrățișez. Bună, Ioana! Ia să ridic un pic mai sus camera. Îți plac până acum? Da. Acum avem o unghiuță mare, deci punem o cantitate mai consistentă de produs. E ok, ok. Dacă a stat un minut, e gata. S-a copt. Vali spune că și eu lucrez cu baza, mă descurc super bine și unghiuțele rezistă până la 4 săptămâni. Da, dacă... Depinde pe ce unghii le pui, da? Hai, întoarce. Pentru că pe unghii subțiri trebuie pus... Făcut o combinație, da? Pe vârf acrigel și apexul din bază rubber și atunci vor rezista foarte bine, bineînțeles, și pilită unghia pe dedesubt. E și problema prețului, dacă faceți atâtea lucruri și, nu știu, poate nu sunteți mulțumite că trebuie să puneți un preț pentru întreținere încât să fiți mulțumite, chiar dacă trebuie să faceți întreținere așa complexă. Bun, acum o să ne aplicăm, o să ne apucăm de design. Și lucrăm cu... Am pregătit aici tot. Cu ștampiluță. Vali, tehnica asta cu poligel pe vârf, tot la tine am învățat-o. Oh, super! Câte chestii. Îmi place cum lucrezi, Vali. Felicitări. Ai cliente? Cât e de când ai făcut cursul? Jumătate de an oare? Da, voi folosi gel de ștampilă și ojă de ștampilă. Pentru gel curățăm cu cleaner, iar pentru ojă ne trebuie acetonă, da? Și niște dischețele la îndemână și o rolă de scame, da?
Așa. Tabi, vai, de când nu te-am mai văzut live. Da, așa e. Carmen, am învățat multe de pe clipurile de pe YouTube de la tine. Vali, mulțumesc mult, dar am ceva fete, eu sunt mulțumită și voi munci și mai mult. Bravo! Degresăm, da? De sus în jos. Întoarcem, să nu punem acel strat de dispersie pe piele, pentru că și el poate crea alergii. Da. Am să fac așa pe două unghiuțe, eu aș vrea să fac pe toate, dar să vedem dacă modelina mea acceptă. Dacă nu, rămâne pe câteva. Îți plac fluturii? Să vedem cum iese cu fluturi de ăștia foarte simpli. Ia uita ce frumoși sunt. Vali, cred că sunt 6 luni de când am fost la tine și îmi doresc să mai revin la un curs de 5 zile. Super, Vali. Bravo. Păi într-un an de zile, clar, ai să fii full de cliente, dar trebuie să te promovezi mai mult, să faci reel-uri, da? Acum cu reel-urile, reel-urile sunt la putere. Faceți reels-uri, faceți... da, v-am spus eu, pozați spațiu de lucru, sterilizare, da? Puțin din viața voastră, așa, cum primiți clientele, cum... Sunt multe lucruri... Tabi, te întreabă de unde e matrița? De la Moira. Dacă nu vă promovați, lumea de unde să știe? Să viseze că sunteți... Nu vă promovați suficient. Și nu postați doar unghii. Da? Unghii de 45 de grade. Și rotim de la dreapta la stânga. Nu apăsăm foarte tare. Ce rămâne pe margine, curățăm cu rula de scame. Vedeți ce frumoși sunt ăștia? Nu? Da. Și nici nu i-am văzut până acum. Ia să vedem. Acolo la cuticulă nu e, dar oricum o să mai venim o dată. Sunt superbi. Ia să mai punem. S-au cam amestecat între ei. Ideea mea era alta, să fac și cu auriu, dar mai vine mie o idee până la urmă. Da, și curățăm ștampila pe rulă de scame, pe nimic altceva. Tragem de fald. Și apoi voi curăța la toate unghiuțele. Haideți, mai ziceți ceva.
Dacă nu întrebați, dacă nu... Nu știu, acum puteți să mă întrebați orice. Nu de produse neapărat. Ce fain sunt. Da, tragem de fald. Aici, pentru că cuticula este mai pronunțată, nu vrea să fie. Sus, acolo. Ce fain! Oh, superbe! Ia să vedem, tu intri aici. Dacă nu se poate transfera, dar s-a putut, da? Trebuie să pictăm noi, da? Nu lăsăm așa neterminat. Fetele vor să știe dacă folosești ojul special pentru ștampilă sau ce ojul folosești. Da, asta este gel special pentru ștampilă. Găsiți și pe Moira, da? Gel pentru ștampilă și poate fi folosit și la pictură, da? Pe la pictură de suprafață. Adică eu dacă aș vrea acum să nu mai pun top, aș putea să nu mai pun, da? Și nu se duce designul, da? Este ștampilă, este gel de pictură cu care se poate face și ștampilă. Dar aceasta este ojă, da? Cu oja se lucrează mai greu. Trebuie să vă mișcați foarte, foarte repede. Gelul, vedeți, fac pe toate unghiile și după care voi băga la lampă. Să trag de falduri. Super! Știi că ți-am făcut eu ție iarna, ce ți-am făcut, degrade și te întreba lumea, îți îngheață florile sau ce? Măcar acum suntem în anotimp. Curățăm pe margini, da? Cu un pic de cleaner. Un bețigaș așa de urechi. Curățăm bine, bine de tot. Dacă vreți să faceți poză și nu curățați, se vede foarte urât. Dacă rămâne pe aici, pe undeva. Da, el, nu băgați în lampă, dar dacă lucrați cu gel, după ce facem curățenie, băgăm în lampă. De unde sunteți, fetelor? De unde mă urmăriți? Am văzut că sunt cursantele mele de la Brașov. Era și o fată care a fost la București la curs. Pentru cele care nu știți, eu predau în București și în Brașov și am și cursuri online. Plus, voi anunța zilele următoare acel curs online, live, unde am să vă oblig să vă faceți teme. Vâlcea, Cluj, Caracal, Germania. Wow! Austria. Wow, wow, wow! Ce fain! Ce fain, măi, cum ne conectăm noi de... Leșliu, Călăraș. Mamă, ce fain! Chiar e fain! Vă salut, vă pup, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți aici, că dacă nu aș vorbi singură, așa că am vorbesc eu singură aici. Da. Bun. Și acum le voi pune în lampă toată mâna, un minut. Hai. Și cealaltă facem. Cineva te întreabă când este live-ul. Cursul live?
Eu mă gândeam să-l fac în iulie, toată luna iulie. Curs online, live. Asta mă gândesc să fac. Va avea prețul, cursul online pe care l-am acum este preînregistrat. Deci, bine, eu și acum răspund fetelor la întrebări, ele îmi trimit lucrări, dar nu-mi prea trimit. Dar așa, dacă îl fac cu termen de o săptămână în care să discutăm, să lucrați, să-mi trimiteți lucrările, mi se pare mult mai... Dacă vă obligă să lucrați, să faceți. Să faceți ceea ce tot vă promiteți și voi că faceți, așa cum îmi promit și eu că fac chestii și nu fac. Rușinică, pentru că timpul trece. Eu m-am speriat când mi-a zis doamna Delia de la caligrafie că am cumpărat cursul acum 2 ani. Că eu l-am luat a doua oară, imaginați-vă. Pentru că am fost comodă și nu am făcut ceea ce mi-am promis eu că fac. Și am mai promis că fac ceva. Am să zic aici, în fața tuturor, că dacă nu fac, să mă fac de toată rușinea. Călărie, că îmi plac cai de mor și sunt într-o zonă în care merg 15 minute și pot să călăresc cât vreau. Îți place, Diana? Ai călărit vreodată? Nu. Eu am călărit de vreo 3 ori. Când eram mică, îmi doream să am un cal, dar stăteam la apartament și viseam cum stă el acolo în balcon. Aveam un balcon mic. Da, ador cai. Ce mărime sunt unghiile? Care unghii? Întreabă cineva. Astea de le-am făcut? Da. Păi nu le-am făcut pe șablon, dar cred că până la 1. Este întreținere. Găsești înregistrarea pe YouTube, am să o pun. Mihaela Pietreanu. Mergeți pe YouTube, că am acolo multe, multe bunăciuni gratuite. 280 de videouri. Am muncit un pic. Tudu. Și încă una și pe urmă mai vreau să mai încerc ceva. Sper să îmi iasă ce gândesc eu și nu o amestecătură. Mai pun un pic de gel aici ca să nu am... Dar a rămas pe... Uite, ții minte asta? A rămas pe scraper și îl să pun de aici. Uite așa. Voi vedeți lampa aici, nu prea vedeți mare lucru. Da, ideea e să nu apăsați tare pe ștampilă. Dacă îl veți lucra cu ojă, trebuie să vă mișcați foarte repede. La gel e ok să o lălăiți. Super! Fluturaș. În sfârșit ai unghii normale care ți se potrivesc. Ca data trecută i-am făcut niște unghii lungi. Mai sunteți pe aici? Mai sunteți câteva. Super. Mai scrieți-mi și mie, nu știu, hai, mai vin o live, mai arată-ne ceva. Mai scrieți-mi acolo, pe Instagram, eu tot întreb, tot vreau să mă... Bine, mi-e ușor să fiu pe Instagram, ce-i drept. Acolo m-am obișnuit. Dar dacă nimeni nu vorbește cu mine, eu de unde să știu ce vă doriți. Stăm așa, pe muțește. Dar știți că dacă nu cereți, nu vi se dă, că... Na. P
până și Dumnezeu zice cere și ți se va da. Hai. Un minut. Facem curat la masă. Neapărat. Curățăm ștampiluța. O punem la loc. Așa cum vă obișnuiți să lucrați, așa veți lucra și în fața clientelor. Și știți cum clienta se plictisește și se uită cum arată toate lucrurile voastre. Sunt curate, nu sunt. Bun. Am curățat. Acum vreau să mai fac ceva. Să vă arăt și cu ojă cât de... De fapt, eu mi-am băgat ștampila, dar mai vreau să mai fac ceva. Uitasem. Cu ojă. Vreau să vă arăt cât de repede trebuie să lucrați atunci când lucrați cu ojă pentru ștampilă. Da? Deci trebuie să fiți niște Speedy Gonzales, să aveți toate la îndemână, acetonă pentru ojă. Hai. Da? Tot același model. Vreau să... De data asta așa trebuie făcut. Așa... Așa, și cred că am ieșit din cadru, așa, ești bine? Da. Ah, te uiți acolo. Am pus și un pic de auriu, dar... Aici, dacă nu ștergeți repede, repede, ceea ce și eu am întârziat un pic, rămâne oja în striațiile matriței și e posibil să nu, data viitoare, să nu vi se mai ia. Da? Eu am avut noroc de data asta, dar am o matriță stricată de fetele de la curs, pentru că nu au curățat-o și au rămas acolo. S-au uscat în striații și nu se mai poate folosi, cu toate că am ținut-o în acetonă, efectiv. Ia să văd. Ok. Super, chiar e fain. Nu știu cât se vede aici. Arată bine. Hai, mai fac o dată. Repede, repede, repede. Repede, 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 repede. Și aici pun ca să nu se usuce. N-am pus peste tot, doar pe o parte, vedeți? Dăm și cealaltă mână. Repede, repede, repede. Repede, repede, repede. La... Vai, dar ce fain se vede. Deci am avut o idee bună. Și ștergem cu acetonă. Repede, repede, repede. Dacă nu vă iese ștampila cu ojă de ștampilă, este pentru că ea se usucă foarte repede, da? Și noi trebuie să ne mișcăm și mai repede. Ați văzut că tot bibileam, dacă aveți cliente care se grăbesc, puneți-i ștampilă de asta, că o să vă grăbiți și voi, mai fără să vreți. Te întreabă dacă înainte să pui ștampila, dai cu ceva unghia? Păi nu dau cu nimic, am degresat-o. Super. Și iată, ce frumos! Chiar e super! Fluturaș! Hopa! Și am uitat să degresez. Așa, super, gata. Nu se dă cu primer. Înainte de ștampilă cu primer? Te-ntreabă. Nu. Ce să dăm cu primer înainte de ștampila? Eu la Vinia te întreabă ce matriță este. De la Moira. Dacă vreți să știți, codul este aici. Nu știu, faceți un print screen. Gata.
Gata, acum aplicăm topul. Iar când o pun, nu mi se lipește ușa de pe ștampilă pe unul. Păi v-am spus, trebuie să vă miscați foarte, foarte repede. Ea se usucă instant. Da? Dacă nu vi se ia, trebuie să vă mișcați mai repede. Se usucă cât ai clipi. Da, da, da. Exact, cât ai clipi. Bun. Și iată, am terminat live-ul pe care... Nu știu, dacă am susținere peste tot și mai trimite și văd un mesaj de recunoștință, trebuie să fie, da, să se echilibreze energia, eu mai vin pe aici și mai fac. Hai. Aplicăm top. Nu, că nu trebuie ținut în lampă oja, da? Se usucă la aer. Bun. Atâta vă mai arăt cum aplic topul. Dar cred că știți deja... Topul se aplică neapărat, împingem cuticula orice facem ca să nu cumva să se scurgă în cuticulă. Aplic pe tot corpul unghiuței. Împing, ridic și trag. Onyx. Spune că sunt frumoase. Melissa zice că super, chiar ar vrea să mai intri. Da, mulțumesc. Mai intru. Când var, ia să tragem la sorți. Câte sunteți aici? Sunteți puține, 19. Când v-ar plăcea, nu știu, să intru? În ce zi? La ce oră? Puneți aici niște ore, zile, să văd, să-mi dau o seama cât de cât. Când e mai mult interes. Hai. Astăzi văd că nu a fost. Cred că lumea se plimbă. Ceva. Hai, cealaltă. Deget cu deget, da? Topul se dă, se aplică deget cu deget și se împinge cuticula la fiecare deget. Nu vă gândiți că, dar ce, se aplic la toate degetele, că mă grăbesc. Stricați acum, după ce ați muncit, eu știu, o oră jumate, două, dacă vă curge topul în cuticulă, ați stricat top, tot, da? Ați și plus că riscați să creați alergii, da? Fiecare produs aplicat. Onyx spune că în timpul săptămânii seara. Da. Ok. Înainte noi intrăm joia sau vinerea. Mhm. Ce faine sunt, Doamne, deci sunt superbe. Sper că îți plac, nu știu, să potrivesc așa de bine. Nu te-am mai chinuit cu baza conii. Majoritatea încă seara. Da, păi suntem seara. Deci e ok așa, nu? Seara de la ce oră? Grațiela te întreabă de un top bun. Măi, am avut un top bun acesta, dar din păcate nu se mai găsește pe piața din România. Doar în Franța și în Belgia. Roxy scrie că mie mi se desparte topul după ce aplic ștampila. De ce? Ce pot face să nu se mai facă așa? Să-ți iei alt top. Maria Magdalena, cam cât timp vă iau o manicură fără live? Depinde de manicură. Melissa, așa lucrezi tu frumos, simplu și elegant. Da, fetelor, eu nu mai fac unghii de 4 ani și ceva. Eu doar predau cursuri. Da. Am făcut unghii 10 ani, pune lângă,
și de 3 ani predau cursuri în București și Brașov. Dacă doriți să ne cunoaștem, e fain, mai ieșiți și voi din casă, mai cunoașteți altă lume, vă petreceți 5 zile alături de alți oameni. Grație la zice. Deci topul, dacă se desparte, nu mai este bun? N-ar trebui să se desprindă, da? Nu văd, sau poate din cauza ștampilei pe care o folosești. Poate ceva nu e compatibil, da? Clar. În mod normal, dacă aplici pe, să zicem că ai făcut, da, cum am făcut eu acum, Apex din bază Rubber, și apoi aș fi aplicat top. Dacă se desprinde topul, da, degresez, băfuiesc și aplic topul. Dar dacă ai ștampilă, tu nu poți să băfuiești, pentru că iei ștampilă, da? Și atunci mă gândesc că trebuie să aplici un top care să fie compatibil cu ștampila sau să schimbi ștampila, gelul de ștampilă, că poate ceva acolo nu este o compatibilitate. Că în mod normal el nu se desprinde. Hai, Dani. Unde a rămas? Aici? Nu, aici am dat. Aici. Sunt fericită pentru tine că ți-am făcut unghii frumoase. Frumoase sunt toate, dar pentru ea sunt așa, potrivite. Chiar dacă știți, în live-uri sau, na, se cere să fie ceva mai strident să atrag atenția, dar m-am gândit că pentru ea vreau să fac ceva mai finuț, că tot a vrut scurt și tot lung i-am făcut. Mai ținem cont și de ce vrea omul, nu? Nu numai ce vrem noi. Pune lângă, da? Toată mâna. 4 degete. Așa. Da, nu vă grăbiți, exersați. Dacă vreți să vă depășiți situația, trebuie să munciți, fetelor. Și să munciți, efectiv, chiar și gratuit, dacă trebuie, da? Dar nu o luați că gratuit. Pentru că faci pentru un reel, faci o manicură, te promovezi cu ea, da? Hai. Și poate să-ți vină niște cliente, da? Dacă, mai ales dacă nu ai cliente. Nu postați nimic ce... Asta i-am dat-o. Nu postați nimic ce nu e ok, da? Ce nu vi se pare ok. Dacă aveți și o mică pișcătură, nu postați acea... Nu e ok, da? Ce nu vi se pare ok. Dacă aveți și o mică pișcătură, nu postați acea... Lăsăm topul să se răcească, da? Neapărat să nu se mătuiască. Și punem un pic de ulei. Folosiți uleiul cu pipetă, nu folosiți uleiul cu pensulă, da? Nu vrem să atingem mâna clientei cu pensula care a fost la alte mâini, da? Așa. Super, vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine. Așa arată unghiuțele. Le lăsăm așa și se va spăla clienta. Nu facem poze, deci putem să le lăsăm așa. Dacă aș fi făcut poze, sub nicio formă nu aș fi lăsat uleiul să băltească. Da? Foarte urât poze cu ulei. Vă mulțumesc! Noapte bună! Ne vedem săptămâna viitoare! Pa!